pe acest canal, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Băi, din păcate, Marian n-a putut să vină astăzi și nici nu cred că o să vină o săptămână sau mai puțin de o săptămână. Are o problemă. Din păcate, de-abia aștept ca să vină. Ca să treacă și să vină. Filmam amândoi, că e singur și nu prea cred că mă descurc, dar vedem pe parcurs. Hai că am ajuns și eu, mai am un pic și ajung la căsuță. Uitați, uite, o plouă numai un pic azi dimineață. Uitați și Chiorci, s-a strâns aici așa. De asta m-am gândit, acum să văd, ori să fac Chiorcele, ori să pun stoful pe ușă ca să... Nu poți mai ies căței, zic și eu. Vedem pe parcurs, bă, căței nu-i aud. Nu știu, fie în cușcă, dorm. Bă, în cușcă nu-i nimic. Unde ori fi, că văd că pe aici nu uz. Sperăm că nu i-au luat nimeni. Hai că mă duc să mă uit aici la deal, unde mai stăteau cățăii într-o cioată. Au acolo și o ascunzătoare. Să vedem dacă-s acolo așa, dacă nu, habar n-am, nu știu unde-s. Eu îi mai caut, dar să sperăm că-i găsesc. Sperăm că nu i-au luat nimeni sau să fugă pe undeva. Nici aici așa nu uzi. Unde s-a putut fi duce? Abar n-am pe drum, nu i-am văzut. Să știți, zic că a fost pe drum și a venit la mine. Nu i-am văzut, n-am văzut nimica pe drum. Mă duc mai încolo să-i caut. Dar nu știu unde fi ieșit, unde s-a fi dus. Nu-i găsesc. Să sperăm că-i găsim. Uite groapa de gunoi, trebuie să dăm foc la este. Din păcate n-a luat nici o chibrită, nimic la mine. Să vedem unde s-a putut duce căței aici. Am căutat peste tot, nu-i găsesc. Nu știu unde s-a dus pe aici, s-a căutat chiar peste tot. Acum de aici lua cineva, dar măcar și lua, dar să spui, bă. Nu mă fac să-i caut degeaba. Dar nu cred că i-a luat nimeni. Nu știu unde o fi fugit e. A doua seară i-am lăsat închis în căsuță. Am așezat tot acolo să nu iese și acum nu i-am mai găsit. Acum s-a și dus încolo, prin păduri. M-am strigat la ei, am fost încolo, am căutat peste tot. Și nu sunt. Acum, na, nu știu ce să fac. Și nu i-o fi luat, habar n-am. Doar seara am fost eu. Pe la 8 am fost la ei, le-am închis tot aici și le-am adus de mâncare și... Acum nu mai sunt. Unde s-a dus? Nu știu. Bă, eu cred că mă apuc, măcar să fac o scară, două, să vedem cum iasă, să-l întreb pe Marian dacă îi place cum iasă. Și să-i dăm drumul la treabă. Am luat aici la niște scule, aici am ruleta, aici am ceva de tăiat. Ia tagan, cred că îi se spune, la Isa, habar n-am. Am aici așa, ascunzătoarea noastră, nu-mi vă spun. A, cred că v-ați dat seama unde. Am cleștele lui Marian, l-a lăsat aici de... Acum a avut 2-3 zile de când am făcut ușa. O să că îl las aici așa că... Dacă avem nevoie de ceva de tăia, de ceva, știi, să-l avem aici așa. Ca să putem tăia, să facem tot. Mă încerc să-i mai caut pe căței, dar... Nu știu unde s-o putut duce. La Marian nu cred că s-o duce acasă. Dacă s-o ducea la el, îmi dădea mesaj. Azi dimineața. Să mă duc și eu, dar așa... Nu mi-a dat mesaj, nu nimic. Și-o fi luat cineva... Dar cine să iei, că n-are cine ca să iei de aici, așa. Cum adică și vine și ea și-a luat și-a fugit? Fără să ne spună... N-am habar. Mă, să caut și eu niște biețe. Mai mari, mai groși. Nu știu cam cât de groși. Eu zic ca să-i fac cam așa, ca asta. Știi, ca să fie un pic mai gros, ca să țină, ca să nu crepe. Oricum, ăștia, când îi tai, îi crep în două. Ca să pot ca să pun bucățele așa. Să iasă frumos cu model. Hai să mă apuc și de treabă. Mă uit un pic după căței, îi mai caut. Dacă nu-i găsesc, mă apuc și de treabă aici așa, ca să tai, ca să fac. Măcar 2-3 scări, dacă pot să fac azi. Bă, că e cam înourat afară, îmi bate și vântul.
Nu cred că se aude pe filmare, dar ar fi bine să nu se audă, ca să ne înțelegem mult mai bine. Hai că mă apuc și eu de treabă. Că m-au auzit și cățenii. Nu știu pe unde umblă, sperăm că sunt ei. Am auzit că le trau pe aici. Ră? Acum ieșim afară și ne uităm de ei. Uite, uite, unde umbli mai? Mai unde umbli mai? Cealant, Rex, unde? Rex! Hai la tata Rex! Hai, ui! Uite și pe Cealant! Unde umblați, măi? Uite, cheilor! E bun măcar că a venit înapoi și nu i-a luat nimeni. Hai, fugiți! Dar cred că măcar fac numai o scară azi. Tu ce ești din gură, mă? Cred că fac numai o scară azi. Ca să vadă și Marian cum iasă și... Cred că pun stufă cealaltă pe ușă. Să nu mai ies. Ori de fapt eu ceva acolo și-ala. La ușă, ca să nu mai iasă. Ca să nu mai să mai poată sui pe pat, pe nimica. Măi răule! Măi răule! Și tu ești rău! Și tu ești rău! Am găsit un băț. Sperăm că-i bun. Acum vedem, îl tăiem la drept tot ce trebuie și vedem dacă e bun. Mă, dar mai taci, mă! Ha. Gura ta! Îndrept la prima scară, asta de aici și asta, și o să mă duc pe aici la vale. S-o măsurăm. Mai da, mai taci din gură! S-o măsurăm și să vedem cât are, ca să știu de cât să tai bățul ăla. Ce prinde aici din colțul ăsta? Plecați, mă, de aici, mă! Mă, plecați, mă, de aici! Uite, nici nu mă lasă ca să măsur. Uite-l-ai. Mă, mă lăsați ca să măsur? Mă, pleacă de aici! Rex, pleacă! Pleacă de aici! Pleacă de aici, uite, mă murdărește-l! Plecați de aici! Plecați, plecați de aici! Plecați, 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 plecați de aici! Plecați de aici! Lăsați-mă, dați-mă de aici! Nu mă lasă măsor. Hai că măsor și păzic pe urmă cât. Care este de 62. Cam atât a trecat să tai lemnul. Hai, dă-te-ți-vă reparte. Să vedem de unde se începe. Acolo să-l tai? Sau să începe de aici, că e mai drept încolo? Cred că începe de aici, a? Încolo. Sau de aici încolo? Fă-l-o. Mai descurcă-l măsor și-l tai. Să vedem cum iasă. Asta nu mi-au ferestrăul la mine, că am pieștile astea și am zis că poate merge ca să-l tai la acela, dar e prea gros și nu-l poate cuprinde pieștile ca să-l tai. Așa că îl tai cu asta și pe urmă nu merge cu pieștile. Lemn, cam așa arată. L-am tăiat frumos, acum să vedem dacă vine acolo așa. Încercăm acum, punem unul așa, un pic de formă. Acum să-l punem cam așa. Nu știu cum el mai vine o leacă bătut acolo și în colțul ăsta aici. Colțul ăsta vine, uite așa. Și aici vine tot așa împins. N-avem cum ca să pune chiar perfect, perfect, dar... Încercăm așa să vedem cum are și... Bă, gen, așa ar arăta, da. Nu prea iasă, că n-avem niște lemne drepte, dar... Trebuie că le lăs numai pe astea așa aici și... Și mă apuc ca să pui stofă pe ușă... Nu știu ce să fac, că zic, dacă fac astea și... Nu iasă, pe urmă mă chinui degeaba. Dar măcar o fac ca să termin scara asta aici și... Măcar pe asta ca să o fac
Și pe urmă vedem noi. Ca să nu ies căței, să prinde goma asta așa dacă mai tare. Că pe aici și pe jos, nu cred că poate ca să ies ca aici așa. Vine băț bagat ca să nu se deschidă ușa. Aș pune stofă pe ușă, dar dați lea cât stop, cât stof avem. Așa mine stup, doamne. Nu ne ajunge asta pe dita mai ușa. Că nu știu ce să mai fac. Scările astea să le fac. Zic că nu iasă bine și că nu mai chinui degeaba. Să văd eu, ori eu. O pământ. Și să pun acolo așa pe marginea nailonului. Dar cred că asta și o să fac. Gata, ce? Uite așa iasă pe vin pe acolo așa. Și uite așa iasă. Uite pe aici și așa. Și așa dacă le punem goma asta și o prind așa cu oasă strâns. E că nu mai dă deoparte. Și ca să pun și pământ acolo așa. Că dacă pun pământul ca să... Numai gen, nu se mai bagă, cred. Poate le vine și ideea asta, na, nu știu. Să bagi pe somnul lor și să iese. Și așa că iau pământ și pun acolo așa. Pun așa, încep de aici, din colțul ăsta. Uite de acolo așa. Încep așa roata până pe acolo. Și văd, pun și pe dedesubt. Așa cu stofă pe ușă, n-l pot pune că n-am destul. Decât să o fac jumate ca să arăte urât, mai bine n-o mai fac. Așa că scările, dacă le fac așa și nu iasă bine, că dacă trebuie ca să aduce mor, punem ca un fel de țâglă, altceva. Nu știu ce să zic, că așa cu bieță nu iasă. Are și el într-un fel, are și, dar nu merge. Așa că mă apuc ca să pui pământ acolo așa pe margine. Mai întâi le înfund acolo și-a lor și pe urmă pui pământ pe margine. Pe jos acolo nu mai prind, că nu cred că iasă chiar prin biețele cele, că până acum nu a putut ieși, iasă acum. Hai să mă apuc ca să le înfund aici așa și pe urmă să car pământ ca să pun acolo. Bine, legat aici era cu oață. Bazat. Aici așa trebuie să-mi fac eu o gaură, cred că prind așa. Și nu mai o cred pe unde ca să ies. Că dacă au oasă nu se mai păsuie. Ca să ating aici, ca să sară. Și e frumos pe acolo, pe spate, pe pat. Deja e sosuit ca să sară, dar am venit eu și nu am mai sărit. Mai stai în căsuță, că omul a crezut că v-a luat careva. Da, bați! A crezut că v-a luat careva și-o fuge cu voi. Of, hai stai, mor de somn. Ia să sară și rămân pe bucăt, pe afară. Și așa că mai gine le înfund eu ghinei aici, să nu mai iese. Și chiar la urmă, când se plec, uite, mă dau acolo așa. Uite, exact acolo așa. Stau acolo așa și mă ascund. Și văditura asta mai iau pe un să mai iese. Lasă că vă închid eu ghinei aici așa. Zic că mai bine pun eu pământ aici. Că poate mi-a venit voie de aici, mai bagă pe sub nailon și iasă afară, iasă. De tot asta chiar că nu știu ce să le mai facem. Găsesc orice modalitate, găsesc ca să iese. Le fundăm peste tăși și tot iese. Nu știu cum de iasă așa cățăi ăștia, dar să zicem. Am terminat de pus pământ, am pus de acolo din colțul ăla, am terminat. Jumătate de căsuță, cam așa. Pus din colțul ăla, roata așa, până aici, așa. După cum v-am spus, am vrut ca să fac scările, dar m-am răzgândit așa, am zis că mai bine pun pământ pe nailonul ăsta, aici așa jos. Mai am o bucățică, trebuie să pun și pe aici, așa. Pe acolo, pe dedesubt, trebuie să le dau căsuța lor de o parte, până colțul ăsta aici, așa. Ce mai? Ce? Ce? Hă? Ce? Sunt cam murdar pe mâini cum am pus aici așa
pământul. Și trebuie să mă să mai aduc. Pentru că tot așa o să mai aduc pe unul din ăsta. Da. Cred că tura asta o să-l duc chiar plin. Ca aici așa, uitați că aici așa, nu-i chiar jos de tot lângă pământ. Trebuie ca să pun mai mult, ca să mă ridic în sus cu pământul. Hai să ne apucăm de treabă. N-a depus din colțul ăla așa, la rotund. Ia pe acolo așa, la rotund. Dă-te mai departe. Până în partea asta, aici.